Înainte să înceapă acest videoclip, am și o mică anunț de făcut. Dorești să cumperi conturi de Prime la prețuri foarte accesibile. My Own Rank este soluția. Găsești foarte multe conturi de Prime, non-Prime, cu medalii multe, cu ore, chiar și conturi de PUBG. Site-ul dispune de suport 24 din 7, așa că dacă aveți o problemă, vă vor răspunde imediat. Dacă vreți să cumpărați ceva, un cont, veți putea plăti cu o grămadă de metode de plată. Iar dacă folosiți codul SkyLegend ca voucher la checkout, veți primi o reducere de 5%. Site-ul de la... Linkul de la site la aveți în descriere alături de referalul meu. Haideți să începem! Salutare mă și ne salut un episod pe acest canal, un nou episod din seria de CSGO cu citur free Astăzi vă voi prezenta un nou cod gratis, acesta se numește Aurora Veți avea linkul de la cit în descriere, dar dacă vreți să mai continuăm seria asta Haideți să strângem noi la acest video, să vedem dacă puteți să 150 de like-uri Bun, dar înainte să începem, aș vrea să-i fac o scurtă promovare lui Reflect Aveți linkul de la canalul lui în descriere, băiatul face și el CSGO Legit Hacking Și m-am uitat pe videoclipuri, haideți să mergem să se abonăm la el și să apăsăm clopoțelul M-am uitat pe videoclipuri și are o calitate super, super bună, după cum veți, are 1080 pe la calitate deci este o calitate super, super bună. Și da, ți băieți, haideți să începem și cu citul. Vă las linkul de la canalul în descriere, să mergeți voi și dați acolo un mare subscribe. Bun, prima dată înainte să descărcați, deci nu descărcați nimic. Prima dată va trebui să intrați în Windows Security. Ne ducem la Virus and Protection Și trebuie să dezactivăm toți Eu nu pot dar ce am avast antivirus Și uh, nu pot practic pentru că nu mă lasă avastul Dar voi dacă puteți V-aș încuraja să, dez să dezactivați Virus and Protection Pentru că altfel, altfel cea mai probabil Nu o să vă meargă să descărcați codul După ne ducem la Firewall and Network Protection uh, La fel dezactivăm tot Bă băieți mă scuzați dacă mă bulbuiesc Doar că faze că n-am mai filmat de mult Și gen na, Pentru că după cum știți am și eu niște probleme cu netul Și de obicei nu prea pot să filmez gen, Nu prea mă pot juca Wingman și na Filmez asta cu centru free pentru că nu prea am trebuie net Adică așa bun și na Bun, o, băieți, după mergem la app and browser control Va trebui să dăm pe off tot La fel la toate, absolut toate Iar dacă mai aveți un antivirus Ori antivirusuri aveți Toate trebuie să le dezactivați Bun, eu de exemplu mai am avast O să intru în el și să-l dezactivez și pe acesta Pentru că altfel v-am mai spus o dată Nu o să vă meargă ne ducem la Protection, Core Shield și dezactivăm absolut tot ce avem pe aici, dezactivăm. Bun, după care va trebui să descărcăm DLL-ul, acesta este Aurora, după cum vedeți, se numește codul. Dăm download, se va descărca, eu nu-l mai descarc pentru că deja la. Bun, după care va trebui să intrăm la Injector, să așa puțin că am închis o pagina asta din greșeală, nu e nicio problemă. O să vă las link de la Injector în descriere, este nu este Injector. Va trebui la fel să-i dați download, așteptați să descarce. Bun, după care, bineînțeles, va trebui să instalați Visual C++ Redist 2015, 2017, 2018. 2019, varianta pe x86 și x64 Adică pe 64 și 32 de biți. Veți avea link-ul în descriere Amândouă trebuie instalate și Bun, după care o să le punem la același folder, eu deja l-am pus, după cum vedeți am aici, dăm click dreapta pe Injector, SAS Injector, o să aibă un nume mai ciudat, nu contează, dăm click dreapta în as administrator așteptăm să se deschidă, o să verific dacă este ultima versiune, dacă nu aveți ultima versiune la acest injector, trebuie să o descărcați pentru că altfel nu vă va merge. Bun, uh, intrăm aici la Proces, criem CSGO and la All Processes, aici vom pune CSGO Counter-Strike Global Offensive, uh, dăm uh, ad Punem aici DLL-ul Crash Handler, se cheamă, nu este nicio problemă, așa se numește DLL, o puteți să-i puneți ce vreți voi, îl bifăm și dăm click pe inject. Eu deja l-am injectat, bun, după care vom putea intra în joc. Haideți să vă arăt și cum este cheat un joc, mi se pare că este un cheat foarte, foarte bun pentru un cheat free, deoarece are o grămadă de chestii. Bun, are revin și în joc, haideți să nu păiți cum este citul cam acesta este meniul, Aurora, după cum vedeți, linkul de la CFG la aveți pe site acolo unde este de lele, va trebui să intrați, se numește site-ul, dacă nu mă înșel, nu mai știu, a, ah, Corsair, cum toată fac sau ceva gen, vă face și acolo, con luați de leu și îl băgați în ce, aveți acolo instrucțiuni oricum pe Corsair, pe site-ul la unde găsiți CFG, unde să-l băgați, în ce, în local disc, ce, faceți un folder numit Aurora, liniuță, project cu A mare și cu P mare. Bun, deci după cum vedeți, cam acesta este codul, după părerea mea este un cod foarte Bun deoarece ce are, la vizual o grămadă de chestii, la este page 1 și page 2 are o grămadă de chestii, la fel și la champs este foarte configurabil, avem legit bot, avem o grămadă de setări la im, după cum veți puteți să-l pune la buton, fov, diferite chestii, avem trigger bot care este foarte, foarte bun, mai ales dacă vrei să dai un semi-race sau ceva, avem banii, Autostrafe autostrave, chat, spam, după cum veți îmi spamează pe chat. Avem autodifuse, cea mai probabil îi dă diffus gen când mai e nicio secundă sau dacă ești lângă bombă, nu știu exact cum funcționează, dar o să puteți să testați voi. Avem knife bot, adică dacă ai cu o mână și cineva lângă tine îți dă un automat knife, o să-l o, să o să dea knife. Autonife uh, auto knife bot, cred că asta înseamnă auto knife bot, gen, na. Pui mei, atac 360, cred că dacă e ceva în spate sau ceva gen, o să-i tragă o, o să trag automat codul sau ceva gen, nu știu exact. Aici puteți pune configu. avem radar, in-game, avem name, putem să punem ce nume vrem noi din cod, clan, tag la fel. La page 2 avem comentări, părți, de setări, rank, refill, spectator list, only me. Punem aici Fof Changer, avem Fof Changer, uitați cum se vede arma, avem Legita, cel mai important și Anti-Kick. Deci dacă suntem pe casual, nu o să poată să dea kick nimeni, deoarece codul automat când va da vot cineva, codul efectiv cum ar veni, deci nu știu cum să vă explic, voi o să dați vot imediat cu schimbarea mapii De exemplu, dacă se zic că X îmi dă mie vot de kick, eu o să dau repede, o să mi se dea automat așa change map imediat, gen să se voteze pentru schimbarea mapii și nu o să poată să dea kick niciodată, înțelegeți cum se treaba. Bun, și avem Legita care este foarte important important. Ia uitați, are și... Uh, are și jitter legita, dar uh, nu știu, vă recomand să folosiți pe asta normal. Acesta negru este fake, adică dacă voi sunteți aici în stânga, trebuie să țineți săgeata în dreapta pentru asta fake cu în afară. Bă, după părerea mea, pentru un cod free este super, super wow. După cum vezi, ia uitați, vedeți cum stă? Boom, easy. Bun, are inventory changer, ce este super, foarte fine, este super chestia asta care inventory changer geniu mai fain pentru că va apare direct în inventar. Bun, și mai avem și profile changer. Putem să ne punem ce rang vrem noi, după cum veți haideți să vă arăt imediat. Uh, nu știu exact cum funcționează, trebuie să fie un lobby, cred, cel mai probabil. Da, haideți să testăm, să vedem dacă merge. Disconnect. Haideți să vedem. Bun, haideți să vedem. Dacă nu merge, na, gen ce să fac, că pui mei Cred că trebuie să mai domnul nu știu cum se pune, dar mă rog, cred că ar trebui să meargă sau ceva gen. Private rank, ia asta așa secundă. Winuri. Ia să punem 150. Ba da, uite, hai că se, se se schimbă ești nimun. Da, se schimbă. Ia rank global, nu știu cum se pune rankul ăsta. A, ah, ba da, uite. Uh, punem, nu știu care e rankul maxim, 18, a, ah, uitați, 18, și puneți aici, da, merge, bă, băieți, pune... vă puteți pune și câte comentarii vreți voi, dar faza cu comentarii este nasoală, deoarece nu vă rămân salvate, gen, e doar vizual cum ar veni, Vă puteți spune voi ce vreți pe aici, win-uri, comment private rank, ce vreți voi. Bă, băieți, cam asta ar fost cu acest Ci, Dacă v-a plăcut episodul, nu uitați să dați acolo un mare like, subscribe și share. Eu am fost Kai și ne vedem viitoare. Ciao.